altcineva și m-am găsit cu el acolo și povesteam. Și vine aia, pag la mini, mă apucă de fund, bineînțeles ce am făcut, cât am sărit în sus, că la mine așa e, dacă îmi pune cineva mâna pe fund, sări în sus. Am sărit în sus, sau nu, bă, n-am sărit atunci, m-am ținut tare, zic să par șmecher, băi, că asta era toată treaba, era nou pe acolo, nu mă cunoștea că-s panorama orașului, ați înțeles? Am stat serios, așa, pac, a venit, mi-a pus mâna pe fund, bună, ce faci? Zic, bine, tu ce faci? Bine, de unde ești, mă ia cu delea, să pregătea, nu vrei să urci, scot repede 20 de euro, fiți atenți, talent pe mine, 20 de euro din buzunar, te rog frumos, ia banii ăștia de aici și vorbim altă dată, că sunt ocupat, am și eu puțină treabă, nu te supăra pe mine, cer mii de scuze, înțeleg? Eu acum așa să moară mama, am gândit că e femeia oamenilor, zic, bă, nu-i frumos, îi respect pe oameni și le fac stricăciunile sale de acolo, așa, cloșca, nu-i bine. Bine, alții, dacă era în locul meu, făcea, n-avea, dar eu n-am făcut niciodată de asta. Băi, pleacă asta bucuroasă rău tare de tot. Vă dați seama că cei că a zis ăsta nu o să mor eu taci nu cât de figuri. Eu am talent pe mine, eu dacă mă duc undeva, eu știu cum să reacționez la secundă. Înțeleg? Dacă am trăit între ele, n-auzi cât... Doa. Pleacă asta bucuroasă, să duce pe partea aia lantă, înțelegi? Eu îi fac semn cu ochiul la una, era de aia bătrână, de aia prietenă de-a mea, înțelegeți? Îi fac semnul aia cu ochiul și fac semn către aia, nu știu ce. Asta se duce, că am văzut că se ducea către asta. Să ce la asta, pac, vorbește ce vorbește cu aia, pe urmă vine aia la mine, era prietenă cu mine, bătrâna, bă, vezi că lui asta îi place de tine. Îi zic, fă, nu, nu-i cu, e cu aia de la Alexandria, azi, frații mei, să moară mama, respect pe țigani, vreți să le faci stricăciuni? Înțeleg că asta mi-a spus, ia-o și du-o. Că bă, nu se moară mama, ești nebun, e singură femeie, e după la Constanța. Zic, opa, de când a apărut lumea după la Constanța pe aici? Zic, cine e de la Constanța? Păi? Nu, frate, că n-a venit, a venit ea singură, nu știu ce, că a venit după în altă parte, după la Figheras, mi se pare, sau nu știu după unde. Zic, bine, vezi care-i treaba, pune-te pe capul ei. Pac, în seara asta, vezi că mâine seara vin înapoi. Băi, m-am drogat a doua seară, bă, dar m-am drogat rangă tare de tot și m-am îmbătat rău mort, ați înțeles? M-am dus înapoi a doua seară acolo, când a venit aia a doua oară la mine și am știut că n-are treabă cu țiganea aia de mi-era prieten. Băi, când am... Tura asta nu mai m-a apucat ea de cur pe mine, am apucat-o eu de cur pe ea, ați înțeles? Acum să moară mama asta de colo dacă m-am îmbătat panaram. Că ea vrea să stea cu mine. Eu acum ce îi spun? Nu fă că eu te plătesc ca ea, nu că vrea să stea cu mine. Bă, asta mi-e Sfânta Cruce, dacă n-a răstoția din mine și spanaramă de nu i-am dat lui aia și 200 de euro. I-am dat cu japca banii, că am zis, fă, eu-s băiat după program ne-am dus că e un hotel acolo care cunoaște clubul ăla, e un hotel lângă. Ne-am dus la hotelul ăla, bă, mi-e doar ce de la drogurile alea mi-am adus aminte de un pește. Aveam eu un pui de somn de-l prinseseră ăștia pe un lac de la acolo și unde dădeam noi la pește și îl băgasem într-un bol de la și nenorocitul ăla de Ieșanu. Cât am plecat eu la Saragoza, i-am să-i pună apă plată, nu de la chiuvetă, să aibă grijă să nu moară peștele, că-l omor. Și când m-am... Adică nu când m-am întors, că m-a sunat și a zis, bă, știi ceva, am băgat pula în gura ta și în peștele tău de fraier, ți-a murit peștele. Și vă dați seama, am venit imediat, l-am și... A ajuns rău, discuții mari între noi de la peștele ăla. Și acum eu, droga mort, asta trăgea de mine să facă dragoste cu mine, eu îi spuneam, fă, stai un pic așa, că am probleme. Uite ce am pățit în viața asta, eu aveam un pește și vorbeam cu peștele ăla, îi spuneam toate problemele mele și mi-au omorât eșeanul peștele, aia săraca trăgea de mine. Ești însurat, zic, nu sunt însurat să moară mama, ai gagică, n-am gagică să moară mama. De-aia v-am zis, bă, săraca mama trebuia să moară de nu știu câte ori până acum. Acum așa, bă, fraților, la cât de drogat eram, nu trebuia să mi se ridice nivelul deloc, să mor eu. M-a chinuit pe mine cu... O, te pup, Nicule. Te pup.
Bă, și să moară mama, nu știu cum a făcut aia să moară familia mea, că ea a zis că a făcut dragoste cu mine, bine după aia, dar eu nu mai mi-aduc aminte, m-ai fi băgat cu botul, nu m-ai fi băgat cu botul, nu mi-aduc să mor dacă mi-aduce aminte ceva. Dar mă, ce-i văzut pe bunii că nici nu știu ce orgie sexuală a făcut cu ea pe acolo. Că eu oricum eram penal ca bărbat, eram pornostar, adică tot ce intrase meu în pâine, înțelegeți? Bă, și uitați-mă, primesc un telefon dimineața, mă sună cineva de la Ploiești, tovarăș bun de-a meu. Ați înțeles? Era pe unde trebuia să mă duc eu pe partea. Pac, mă sună. Bă, ce faci, mă? Eu acum mă trezește din somn, zic, dorm. Mă iau ăla la jurături. Bă, Bulangiule, ai zis că stai o zi să moară familia mea și tu stai atâta timp, stai acolo și nu o să-ți faci. Nu o să-ți faci treaba. Bă, prietenii tăi nu mai are casa acolo, trebuie să rezolvi cu casa. Zic, bă, să moară mama, m-a drogat aseară, spanaramă, zic, am mai rămas și o zi aici, așa, și ce dracu fac acum ce? Stai liniștit că ți-am rezolvat eu toată treaba, s-a luat casă, s-a luat nu știu ce. Dintr-o dată mâncava și pula asta mea Sfânta Cruce, din nu scoate o țigancă capul de sub plapână, înțeleg? Și auzi revoltat la mici, că t-ai zis că n-ai nevastă. Dar eu mă uit speria la ea să moară mama, că eu nu știam că e în pat. Băi, vorbesc serios, că nu-i vrăjeală. Și zic, cu ăla în telefon, fă, ce-i cu tine aici? Am neveste, n-am nevastă eu. Vă dați seama, impact emoțional ce a avut. A fost aia că spanaramă, după ce am plecat de acolo și am plecat în drumul meu să moră dacă fata aia nu s-a interesat de mine. I-a zis la iubita, la un prieten de-a meu de aici, de la Brăila, ea sunt felul următor. Și că mi-a zis ăla, că, bă, Brăila, bine, dar ce ai făcut lui aia, mă? Cum ai frecat-o? Că a zis aia că n-a întâlnit niciun bărbat să o frecat. Și eu i-am zis lui ăsta, bă, frate, să moară să fac să dreacă dacă mi-aduc aminte ce am făcut. Să moară, nu știu, m-ai fi băgat cu botul, ai fi făcut ceva, dracu știi, Dumnezeu știi. Am scuză mâncava și că am fost prea drogat de cocaină și prea beat, ați înțeles? Bă, și am plecat în drumul meu, n-am mai avut ocazie să mai mă găsesc cu fata aia, dacă mă vedea până intermediul la mediul ăsta de socializare, să știi să moară mama mea, că dacă încercai să dai, degeaba i-ai spus la fata aia că te-am frecat bine, tu trebuia să faci în așa fel să dai de mine, că dacă dădeai din numărul meu de telefon, poate eram fericit și în ziua de astăzi să mor eu, aveam și un copil împreună, mie oricum care mă satisface dorințele carnale să mor dacă nu îți trup și suflet, dau și cu pixul și la poliție dacă e cazul, dau cu pixul. Și făceam într-un fel de pe bunii, nici nu mă duceam la pușcării, ne desfășuram și act